Bine v-am găsit! Sunt Felicia Sârbu și urmăriți prognoza meteo. Începutul săptămânii vine cu temperaturi ceva mai scăzute. Datorită unui front atmosferic, sunt posibile și ploi slabe. Cu toate acestea, regimul termic se află peste norma climatologică cu 2-3 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-est, moderat. Să vedem ce temperaturi se vor înregistra în această noapte și mâine ziua. În raioanele de nord, noaptea se așteaptă plus 6-9, ziua până la 14. În cele centrale, noaptea plus 7-10, ziua până la 15. Iar în cele de sud, noaptea plus 8-11, ziua până la 16. La Chișinău, cerul va fi variabil, fără precipitații esențiale. Noaptea vom avea plus 8-10, iar ziua plus 13-15 grade în termometre. În următoarele zile, vremea nu se va schimba semnificativ, iar maxima se va înregistra în jur de plus 14. Cam atât pentru Moldova. Rămâneți alături de noi! Să vedem și prognoza pentru Europa. La București se așteaptă cer variabil, noaptea ploi și plus 16. În Kiev, temporar, ploi și plus 9. La Vilnius, ploi slabe și plus 6. La Roma, cer noros și plus 16. La Barcelona, cer variabil și plus 19. La Moscova, temporar, ploi și plus 9, iar la Sankt Petersburg, ploi slabe și plus 6. La Londra, ploi puternice și plus 14. Cam atât despre vreme. Vă doresc un început de săptămână cât mai frumos!